director a vorbit despre primele primii ani de târg de exercițiu și avem vreau să vă prezint câteva fotografii de atunci și apoi în comparație o să vedem și fotografiile de la ultimul târg de al filmelor de exercițiu de anul trecut. Vedem aici că la începuturi lucrurile se desfășurau doar în sediul liceului și atunci festivitatea de deschidere avea loc pe hol, că nu aveam un spațiu suficient. Știți bine că noi suntem foarte mulți, suntem peste 1200 de elevi. Din fericire, 1440, suntem peste 1200. Niciodată nu știu, nu vreau să mă duc prea mult în plus și zic și eu, peste 1200. Variem oricum de acolo. Da. Târgul filmelor de exercițiu se desfășura în săli și era nevoie de foarte multă creativitate din partea colegilor de atunci, unii sunt prezenți și acum, ca să organizeze acest târg. Aici, doamna director, presupun că e cu inima sărită. Nu cumva să rămâneți ceva, să stricați ceva? Pereți, da. Veselia era la ea acasă. Da, spațiul era cel de atunci, da, în sări, iar colegii voștri încercau să fie cât se poate de creativ și acel colț pe care îl primeau să-l personalizeze cu tot ce însemna firma lor de exercițiu la care au muncit și la care cei de-a 11-a știți că ați muncit și voi anul acesta. Deja lucrurile încep să aibă un aspect profesionist și desfășurarea propriu-zis a târgului, care presupunea în principal realizarea de tranzacții, dar în spatele tranzacțiilor însemna marketing, însemna IT, însemna efortul colegilor. Țineți minte firma asta, Aventuri SRL? Da. Nu știu de ce, în fotografie am tot regăsit-o și în anii mai apropiați. Și interesant cum a evoluat ca și prezentare, ca și banner și tot ce au muncit copiii de-a lungul anilor. O mascotă simpatică, care și-a intrat în rol. Tranzacții. Prezentarea produselor. Avantajul, că au fost și avantaje că reușeam să facem târgul firmelor de exercițiu acolo, era că avem un spațiu mai puțin limitat. Atunci colegii își foloseau creativitatea, organizând mai interesant. Respectiv, aici o colegă care știa să cânte la orgă, la pian, ce era, reușea să creeze un fundal sonor specific. Adică un stand chiar interesant. Tranzacții, nu știu de ce la colegiul economic mereu tranzacții. Pentru asta s-a creat colegiul economic, nu mi-au făcut și aici fac. Am și o întrebare. Da. Cine a fost cu ideea? Uite, sunt de atâția mari de ani aici, în mijlocul dumneavoastră, și nu știu cine a fost cu ideea. Exact. Ministerul. Am preluat-o. Ideea a fost preluată și implementată mai întâi la nivel național,
în anul 2001 de către firma Cultur Contact, o firmă din Austria, o asociație care a dorit să transfere aceste bune practici și în România. În acel moment s-a creat la nivel național, în special la nivelul liceelor economice, ulterior i-a fost o idee care a prins și la alte categorii de licee, dar mai întâi liceele economice au început, s-a creat la Timișoara spațiul tehnic, ca să-i spun așa, centrala firmelor de exercițiu, unde se înregistrau, unde primeau domeniu, unde și așa mai departe, țineau evidența tranzacțiilor. Și ulterior, din ce în ce mai multe licee au fost înscrise. La început aveam la nivelul întregului liceu doar 10 firme. Ulterior, am spus că este un lucru care trebuie multiplicat. Toți elevii din clasa 11 și a 12 trebuie să beneficieze de aceste lucruri extraordinare, de această oportunitate. Și atunci, la nivelul fiecarei clase de a 11 s-au înființat două firme și la nivelul fiecarei clase de a 12 există de asemenea două firme. În consecință, am început cu 10, acum avem 11 clase de a 12 și 10 clase de a 11, suntem cel mai mare liceu din Galați, deci avem 21 de clase, însemnând avem 42 de firme de exercițiu. Pe parcursul târgului firmelor de exercițiu se desfășoară concomitent o serie de competiții. Aici, în trecut, se desfășura tot pe hol, se desfășura competiția de prezentări PowerPoint a firmelor de exercițiu. Nu trebuie să uităm competiția mascotelor, care aducea o culoare acestei manifestări. Și întotdeauna au existat colegi, colegi creative, care au știut să se pună în evidență. Tot atunci, în anii aceia, a existat și competiția de spoturi video și cu condițiile tehnice de atunci, acestea sunt din 2008, cred, când nu aveam aparat foto și de filmat în buzunar, cum avem acum, și trebuiau să faci rost de cameră video, trebuia să repeți încă o dată, trebuia să descarci pe calculator și să editezi și să tai și să pui. Colegii au reușit totuși să facă niște reclame interesante și vom vedea două. Thank you.
serviciul tău de cuierat trapina. Aș dori să precizez că orice proiect pentru a primi finanțare trebuie să menționeze foarte clar prin ce se finalizează și care sunt produsele obținute la sfârșitul proiectului. Și atunci noi am obținut finanțare pentru a amenaja cabinetul firmelor de exercițiu pentru a cumpăra echipamentele necesare, trecând la rezultate finale, 10 spoturi, 10 reviste ale firmelor de exercițiu, 10 reclame, 10 site-uri, 10 prezentări profesionale, 10 portofolii de angajare, astfel încât să putem fi credibili și să obținem banii. Iar aici, chiar ați avut posibilitatea să vedeți și veți vedea în continuare 2 din primele spoturi care au fost ulterior și premiate la nivel național datorită creativității și impactului pe care l-au avut atunci și acum asupra publicului. Aceste filme fac parte chiar din, sau sunt dovezi credibile, corecte și din istoria locurilor. La vremea respectivă, liceul nu era amenajat, nu era deloc așa cum arată astăzi, nu aveam grădinițe nici în față, nici în curtea interioară. În fața liceului era o sumedenie de garaje, printre care ați văzut că și-a alergat colegul vostru. Era mai puțin plăcut decât este astăzi. Am schimbat împreună cu comunitatea,
dar în primul rând din voința Colegiului Economic, pentru că noi am avut inițiativa, am schimbat chiar imaginea spațiului care ne înconjoară școala și l-am creat mai frumos, mai atractiv, mai plăcut, încât să reprezinte o șansă pentru elevii care vin să învețe în clădirea liceului nostru. Și vă mulțumim că ați acceptat să ne fiți elevi și să urmați cursurile acestei instituții de învățământ. Ar peste timp, ne întoarcem în anul 2018, când cu ajutorul partenerilor noștri, în speță Universitatea Dunărea de Jos, ne-am pus la dispoziție spațiul holului și am putut să facem târgul filmelor de exercițiu altfel. Și nu ne-am văzut doar noi pe noi și au avut posibilitatea și alții să vadă ce lucruri minunate fac elevii noștri. În 2018 au participat și firme din afara liceului, vedem aici în Târcuci. Ăsta este un alt lucru minunat care s-a întâmplat. Am avut și birou de informații, era nevoie la volumul de muncă și de activități de acolo, era nevoie de un birou de informații care să ofere sfaturi pentru cei care aveau nevoie. Iarăși, în comparație, festivitatea de deschidere, da? Vă aduceți aminte primele fotografii în holul școlii, aici, în holul universității, alta învergură, bineînțeles, partenerii mass media. Recunoaștem pe cineva care este de față, domnul profesor Căpățână, și atunci, alături de noi, exact cum a spus, avem și dovezi. În rest, activitățile sunt cam aceleași. Tranzacții, marketing, colegi care deschideau gura și vorbeau. Deși n-ar fi crezut la începutul clasei 11 că vor face lucrul acesta. Unii și în limbi străine. Pentru că există și competiție cel mai bun negociator în limba străină. Iarăși invitați din afara liceului. Țineți minte firma asta? Deja am văzut, cred că vreo 3 sau 4 modificări, da? Copii care vin în clasa 11-a și șterg aproape tot ce a fost înainte și învață ei pentru prima dată să facă un banner, să facă tranzacții pe bune, să organizeze un stand, să colaboreze. Unii sunt mai norocoși și au un pic de activitate mai interesant. Festivitatea de finală, de cernarea primilor. Bun, acestea au fost fotografiile. Să ne uităm și la niște spoturi făcute în anii trecuți. Știu că sunt prin sală colegi care vor să prezinte aceste spoturi. Colegi de-ai voștri. Cine urmează? Sau cine deschide? Sigur. Vino la
Așa, dori o bagă. V-aș vrea să mă știu pe catalogul. Nu, noi știm ce. Fiecare de vacanță la munte sau la mare. Fiecare de la orar viitor sau la vacanță la Disneyland. Noi îi suntem primul catalogul. Și unde mă mergem exact? O vacanță exotică sau... O să-ți placă. Sigur? Chiar acum. Mă, abia aștept să-mi mergem. Pantalonii scurți, aia roșii. Ce cauți acolo? Ce faci așa la școală? Filmez, domnul profesor. Bine, filmează repede. Și mașina de ce pe contrasens? Imaginația
Bună ziua, numele meu este Tașbun Cristina și sunt managerul firmei Honeybee. Înainte de a prezenta spotul, aș dori să vă ofer câteva informații despre firmă. Noi suntem o societate cu răspundere limitată și avem ca obiect de activitate comerțul cu ridicată al produselor cosmetice și de parfumerie. Produsele noastre au la bază... Scuzați-mă, e prima dată și am emoții. Au la bază elemente... Produsele noastre au la bază componente naturale, mierea de argint fiind aliatul nostru. Și grupa consumatorilor cărora ne adresăm au vârsta de peste 18 ani și oferim produse atât pentru femei cât și pentru bărbați. Ideea spotului a fost a protagonistei care apare în videoclip, numele este Oana Mocanu. Ea a avut toată încrederea și sprijinul nostru și datorită ei am reușit să obținem locul întâi anul trecut. Vă urez vizionare plăcută și vă mulțumesc! Ale colegilor voștri de, care au participat la competiția de anul trecut și anume la competiția de pagini web. Invit în continuare colegii care s-au pregătit pentru site-uri, respectiv pe Leașcu Vlad. Vlad cu experiență internațională deja, pentru că ceea ce a făcut pentru firmă, a făcut anul trecut în cadrul proiectului european, în care a mers în Portugalia pentru 3 săptămâni, pentru a realiza activitate de instruire practică și a îmbunătățit și dezvoltat pagina web a unui important producător local și a agenției de turism la care a fost repartizat. Iată că ceea ce se învață în clasa 11 la liceu se dezvoltă mai departe în timpul instruirii practice internaționale și se continuă în clasa 12. Anul trecut alături de el au fost 42 de copii. Anul acesta merg alți 42 de copii în Spania și Portugalia pentru 3 săptămâni pentru activitate de instruire practică. Vă mulțumesc! Bună ziua, mă numesc Jașcu Vlad, sunt elev la Colegiul Economic Virgil Magia Galați, în clasa 12-a.
și astăzi o să vă prezint site-ul realizat de mine, al firmei de exercițiu Agantul SRL. În primul rând, aș dori să vă vorbesc despre conceperea site-ului. Înainte să lucrez la el, am analizat pe internet site-urile mai multor agenții de turism reale și am ajuns la concluzia că majoritatea site-urilor au majoritatea informațiilor pe pagina principală și personal nu mi-a plăcut acest lucru pentru că mi-a fost destul de dificil să navighez pe site-urile respective și din cauza acestui lucru am încercat să realizez un site cât mai minimalist și destul de bine organizat, care pune accentul mai mult pe partea estetică, vizuală, pentru că despre asta este turismul în general și partea vizuală. În primul rând, voi începe cu prezentarea paginii principale, unde există un logo al firmei realizat de mine. Mai jos există de asemenea trei butoane cu linkuri externe care ne duc la paginile de turism intern, turism extern și respectiv ne redirecționează către pagina de contact. Mai jos, pe pagina principală, avem câteva imagini cu destinațiile pentru care avem oferte turistice și câteva slide-uri. Cam aceasta este pagina principală, nimic în mod special, dar mai sus avem un meniu orizontal și voi începe prin a prezenta fiecare secțiune în parte. Acum suntem la secțiunea despre noi, în care putem vedea un mic istoric al firmei, misiunea, viziunea, principiile după care ne ghidăm în firmă și, de asemenea, organigrama firmei de exercițiu, eu lucrând la departamentul IT. În continuare, avem două pagini de oferte turistice, una pentru oferte interne, externe și una pentru circuite. La pagina de oferte turistice interne avem oferte variate pentru Crăciun, Revelion, toate sunt făcute cât mai simplu, fără prea multe informații în plus, cu imagini despre fiecare destinație în parte. Pentru a fi destul de ușor de înțeles, în continuare mai avem pentru vacanță de schi, vacanță de primăvară și cam atât pentru turismul intern. De asemenea, pe website am încercat să introduc niște butoane de a ne duce înapoi pe pagina principală, pentru că nu am vrut ca vizitatorul să trebuiască să dea scroll până sus. În continuare, pe pagina de turism extern, site-ul dispune de destinații de vacanțe în locuri exotice, dar și deosebite, cum ar fi Rabat, Paris, Sevilla, Dubai și New York. Am încercat, după cum v-am spus, să estetizez cât mai bine site-ul, dar în același timp să-l țin cât mai minimalist. Deocamdată avem două circuite turistice, unul intern și unul extern. Deși dacă vreodată vreun client dorește să realizeze unul nou, noi suntem la dispoziție, după aceea va fi integrat pe site. La circuit avem programul pe zile, iar jos prețul, numărul de zile de nopți. Iar la extern avem unul de mai multe zile, pe o perioadă mai lungă. La fel, programul pe zile, mai simplu, pentru mai multe informații, puteți veni la noi să ne contactați. Iar în final am încercat să fac o pagină de contact în care avem o hartă pe Google Maps a locației firmei noastre și de asemenea un testimonial sau un chestionar de calitate, cum vreți să-i spuneți. Este în engleză pentru că următorul proiect pe care vreau să-l fac în cadrul site-ului este să fac o versiune și în limba engleză pentru a reuși ca și clienții internaționali să ne înțeleagă și deocamdată avem doar testimonialul acesta pentru care ne puteți trimite un mesaj și vă stăm la dispoziție mereu. După cum am spus, aici de site-ul am încercat să fac cât mai minimalist, arată destul de ok și mereu sunt am lucrat pe site de 2 ani de zile, am început în acest proiect. Cam asta este despre site și pe final aș dori să-i mulțumesc doamnei profesoară Muscă pentru că în toți acești ani de firmă de exercițiu mi-a oferit niște evenimente total unice și pe care chiar le apreciez în cazul acestui job. Vremea trece, doamna Muscă rămâne. Și pentru că las pe viitorul vostru coleg să vă prezinte site-ul, până atunci, un moment de respiro. Și trebuie să vă spun că sunt foarte mândră că aici, în fața mea, pe primul rând, se găsesc doi foști elevi de-ai mei, absolvenți, care sunt acum implicați prin propriile firme sau angajați
în proiecte de anvergură, în proiecte de mare succes. Aș vrea să îi prezint, este vorba de Adrian Buță, unul dintre elevii cu care am fost în proiecte internaționale, am și gătit împreună cu Adrian, ce probleme am avut atunci. Următorul absolvent este Radu Ștefănescu, care în prezent are propria firmă de publicitate. Și le mulțumim și lor că au acceptat să fie alături de noi, să-și amintească, sperăm noi cu drag, de perioada în care au fost elevi ai liceului și să observe progresul care se face, pe care încercăm să-l facem an de an, generație de generație. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, numele meu este Cătălin Toader, sunt elev al Colegiului Economic Virgil Magiaru, clasa 12. Înainte să încep să prezint site-ul, aș vrea să vorbesc puțin despre firmă. Eu sunt, fac parte din departamentul IT, am conceput în principal site-ul. După cum a spus și colegul meu, majoritatea site-urilor din ziua de astăzi sunt super complexe, care au mult prea multe informații pe ele și care nu ajută la nimic. Și la fel și eu m-am bazat cât mai minimalist, totul ușor de folosit, cât mai ușor. Firma se ocupă cu vânzarea produselor cosmetice de toate tipurile, de la machiaje până la parfumuri, creme, geluri de duș, etc. Pe prima pagină avem produsele pe care le regăsiți la noi pe site, cu citatul pe care, motto-ul pe care îl avem noi, frumusețea este adevăr, adevărul este frumusețe. Câteva informații despre firmă și, bineînțeles, magazinul în sine cu câteva produse doar de ca și exemplu. Parfumuri, rujuri și, bineînțeles, altele, cum ar fi creme, în mare parte. Creme, tușuri. Da. Așa. Magazinul în sine. Am ales să folosesc un anumit site pentru a putea să creez site-ul. Știu că e super puțin dubios cum sună, dar sunt multe metode prin care putem să creăm site-uri, iar folosirea unui alt website pentru crearea altui site mi se pare cea mai utilă, având în vedere că totul este super ușor de realizat, nu este nimic imposibil, oricine poate să creeze acest lucru și de asta am și vrut să folosesc această platformă, pentru că ca să poți să dovedesc că nu trebuie să ai cine știe ce cunoștințe în domeniul IT ca să poți să creezi un site. Intri, îți faci un cont și apoi doar cât modifici detaliile și imaginele de care ai tu nevoie. La secțiunea despre noi, avem informațiile firmei, bineînțeles, cu ce se ocupă firma, care este scopul nostru, ce dorim să atingem. Mai avem și secțiunea de contact, în care sunt prezentate, bineînțeles, adresa, numărul de telefon și e-mail-ul, unde ne puteți contacta. Avem și un coș de cumpărături, deci în curând se va putea comanda direct pe site. Momentan acest lucru este în lucru, deoarece este puțin mai complicat, fiindcă trebuie să fie într-un fel o firmă reală pentru a putea face acest lucru. Cam în mare acesta este site-ul. Nu am vrut să fac ceva super complex, nu am adăugat super multe imagini, fiindcă vreau într-un fel să stârnim ideea aceea de curiozitate. Atât timp cât lumea dorește să cumpere, va fi interesat doar de produs, nu de firmă. Mulțumesc! Ne bucură faptul că ați putut să fiți alături de noi cu prilejul celei a 7-a ediții a proiectului regional Cariera se construiește pas cu pas. Este un proiect de suflet al Colegiului Economic de Virgil Magiaru, care se implementează an de an și care pune accent pe pregătirea antreprenorială a elevilor. Este un prilej de bilanț în care suntem mândri de elevii noștri, de creativitatea lor, de spiritul antreprenorial de care dau dovadă, amenajând an de an firme pe care le dezvoltă, pe care le aduc pe piața firmelor de exercițiu
și care mai târziu sunt jurizate în prilejul concursurilor regionale sau naționale. În continuarea activității o să avem și un alt concurs realizat tot la Colegiul Economic Regiunii Maghiară. Este o inițiativă de 6 ani care dă rezultate și care este extrem de gustată de către public. Este vorba de concursul regional Business Challenge, care este adresat în aceeași măsură și tot elevilor de liceu, de la clasele a 11-a și a 12-a, pentru a putea să se dezvolte și pentru a putea cunoaște mai atent, mai bine, comunitatea oamenilor de afaceri din județul Galați.